toate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Bună dimineața, Silvia! Bună! Bună dimineața! Bine ai venit la Europa FM. Silvia din Iași este viitoarea câștigătoare din dublu sau nimic. Eu sper. De la tine, de la Iași. De la mine, de la Iași. Păi ce are? Bravo, Silvia. Ce, n-are voie omul? Mulțumesc! Bine ai venit, Silvia, alături de noi. Ce faci? Așteptam. Așteptai. Toată lumea așteaptă să ajungă la dublu sau nimic. Când te-ai înscris? Da, la... încerc de vreo câțiva ani. De câțiva ani încerci? Da. De când e concursul. Am înțeles. Dar așa în mare, cam în ce proporție răspunzi corect la întrebări? În proporție de 75%. 75%? Procentul e foarte bun. Dacă procentul e 75%, mă uit așa pe întrebările de astăzi și eu zic că e bani frumoși. Acum depinde. Ai vreo, că, da. Ai vreo strategie? Nu. Nici o strategie? Nu ți-ai făcut niciun plan? Ba da, să iau bani. Îmi place. Bună strategie. Îmi place. Dom'le, deci iau bani. Bine, Silvia, ai 6 secunde ca să ne răspunzi corect la fiecare întrebare, da? Dar vă rog să-mi puneți întrebări ușoare. Am pregătit, uite, Luca, ia setul de întrebări ușoare, te rog sunt frumos. Pe cuvântul meu de onoare că sunt ușoare. Să vedem. Da. Da? 6 secunde ca să răspunzi și tu te decizi după aia dacă răspunzi corect, dacă mergi mai departe sau nu, da? Da. Dacă te ajută cineva, tu trebuie să dai răspunsul final, da? Am înțeles, știu. Bine, Silvia. Hai să începem. 100 de euro. Prima întrebare poate fi grea, fiindcă întotdeauna concurenții au emoții la început. Și uneori se întâmplă să rateze din cauza asta. Așa că ție, Silvia, îți recomand să lași deoparte orice fel de emoție. Gândește-te. Înseamnă că ați luat întrebările grele. Nu, nu sunt grele. Dacă eu v-am promis că nu sunt grele, nu sunt grele. Deci, în general, ele nu prea sunt grele. Mai grele sunt când ajungem la sume mari, la 3.000, la 4.000, acolo, da. În rest, niciodată nu sunt foarte grele, dar câteodată ne pot prinde descoperiți. Ia, Silvia, pentru început, pentru 100 de euro, spune-mi, te rog, câte cercuri cuprinde simbolul Jocurilor Olimpice? Câte sunt cercurile olimpice? 5. Ce-ai făcut, mă, Luca? Ai pus întrebarea aia grea. A fost grea întrebarea asta? Nu. N-a fost. Bravo, Silvia! 5 cercuri cuprinde simbolul Jocurilor Olimpice. Răspunsul e corect, ai câștigat 100 de euro deocamdată. Silvia? Da. Ești mulțumită? Mulțumesc. Ești mulțumită? Cu plăcere! Da! Mergem înainte, da? Da! Bine, mergi mai departe, în mod oficial, mergem către 200 de euro? Mergem! Până la capăt! 200 de euro! Dar de ce nici chiar? Ca am emoții! Păi da, așteptați de atâția ani să participați, v-am spus că sunt întrebări ușoare. Cum să nu mergem până la capăt? Hai să vedem, 200 de euro. Ai auzit indiciul de mai devreme? Cred că da, din... L-am auzit, dar nu mi-amintesc acum. Din domeniu, păi vezi, de la emoții. Da, nu e bine cu emoții. E întrebarea din domeniu piscicol. Da. Că am zis eu că azi avem întrebare din domeniu piscicol. Bănuiesc că dumneavoastră știți de domeniu piscicol, adică mai gătiți pește? Gătesc. Asta este. Atunci nu o să aveți probleme nici cu întrebarea asta. Ia să vedem cum gătim astăzi, de 200 de euro. Și anume, pentru 200 de euro, Silvia. Da. Cum se numește specia de pește cu formă de disc, ce are ambii ochi pe aceeași parte și care trăiește și în Marea Neagră? Cu formă de disc? Da. Pisică de mare? Calcan. Of, măi, Silvia, ai văzut că n-a fost greu? Dar, din nefericire, a venit prea târziu răspunsul, că a trecut timpul.
Calcan era răspunsul. Răspunsul a fost bun, dar târziu. Aia când, când a spus Luca cu o formă de disc, numai la calcan m-am putut gândi. Adică da, a fost ușoară, admit, Silvia. Da. Dar asta, întotdeauna emoțiile sunt un factor determinant în concursul nostru. Ne pare rău, Silvia, că n-a fost să fie, dar poate așa cum s-a întâmplat să aștepți atâția ani, acum dacă te mai înscrii, poate o să ai și noroc să fie extrasă mai curând. Și data viitoare să fie fără emoții. Bine, Silvia, felicitări pentru răspunsuri, pentru că ambele au fost corecte. Din păcate, al doilea răspuns a venit după intervalul de 6 secunde pe care îl acordăm conform regulamentului pentru un răspuns corect sau incorect. Înscrieri pentru dublu sau nimic, evident, pe europafm.ro. Puteți face lucrul ăsta și acum și puțin mai târziu și în weekend, 24 de ore din 24, site-ul nostru e deschis pentru înscrieri la secțiunea concursuri dublu sau nimic. De luni o luăm de la capăt, pornim de la 100 de euro și sper eu să dăm 800. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine luni în deșteptarea la Europa FM.